și bine ați venit la un nou clip cu mine, Micheluța. În acest clip vreau să vă vorbesc despre Nixen sau arta olandeză de a nu face nimic de Olga Mecking. Pentru cine nu știe, pentru că nici eu nu am știut, Olga Mecking este o scriitoare, traducătoare și jurnalistă. Articolele au fost publicate în The Washington Post, The Pacific Standard, cred, The New York Times, pe site-ul celor de la BBC, iar... Ca și traducătoare putem admira munca în cartea One Chance in a Thousand. Este, cred că, o carte jurnal memorii scrisă de bunicul ei, este un supraviețuitor al Holocaustului. Iar ca și scriitoare propriu-zise, opera ei de debut este această carte, Nixen, sau Arta olandeză de a nu face nimic. Din câte țin eu minte, ea a precizat că a scris această carte în limba engleză, deși ea vorbește mai multe limbi. Adică vorbește engleză, germană, pentru că este căsătorit cu un cetățean german și am aflat, așa puțin trivia, că este... și din Hamburg, deci bonus points, Olga. Hamburg men are hunky. Ok, să trecem peste asta. Și vorbește, bineînțeles, și limba așa, limba ei maternă, poloneză. Dar ea a decis să își scrie această carte în limba engleză, probabil pentru că s-a putut exprima mai ușor și nu, cred că pe parcursul vieții, dacă vorbiți mai multe limbi străine, aveți așa câteodată șansa că vă puteți exprima mai bine într-o limbă decât în alta. Opera ei de debut, cum am zis, este această carte, Nixen sau Arta olandeză de a nu face nimic, care a venit ca urmare a unui articol pe care ea l-a publicat în The New York Times, stați că mă uit exact cum se numește, The Case for Doing Nothing, în 2019 l-a publicat și a fost redistribuit pe platforma Twitter și a devenit viral și cred că a fost distribuit de aproximativ 150.000 de ori, cum se laudă ea. Nu știu, nu am căutat exact, dar eu o cred. Din această carte am aflat cu ajutorul Olgăi că a fi mereu ocupat și a fi mereu în priză uneori ne-a afectează și creativitatea, productivitatea, starea de bine și fericirea și chiar și ne pune piedici uneori în procesul de luare a deciziilor. Suntem constant în căutarea perfecțiunii și în constant, nu știu, a fi așa un om bun la toate sau cum zice și ea, eine aia legende vo voll. Vollmilch sau, ok, și nemțească mea e... Ok, deci un fel de porcică scurafă, să zicem, porc de natură feminină, care dă și lapte, dă și ouă și e bun de carne. În sensul în care așteptăm prea mult de la sine și vrem să fim acolo și să dăm totul pentru toată lumea tot timpul, care nu este un lucru extraordinar de bun pentru propria noastră fericire și bunăstare personală și da, să fii un om în zilele noastre este câteodată un lucru extrem de epuizant și face referire nu doar la un om care lucrează într-un, să zicem, corporate, nu știu, într-o multinațională din asta, poate să fii și o mamă care este, nu știu, foarte stresată pentru că da, ziua de astăzi, orice pas faci este disecat în 10.000 de bucăți. Și mi se pare că această carte se mai adresează și un pic persoanelor creative, care, nu, ori scriitori, ori, nu știu, social media, stuff. Dacă vă întrebați ce este Nixen, eu, bine, nu mi-am pus chiar foarte multe întrebări, pentru că și în germană avem sintagma Nixmachen, adică nu face nimic. Și mai era o, țin minte, la o companie de telefonie mobilă din Germania. Întotdeauna când mergeam cu metroul, era o, de asta, o reclamă și acolo era tot timpul Das kostet gar, fas gar nichts. Și de acolo mi-am dat seama cu ce, cu nimic. Dar, în caz că vă întrebați ce este Nixen, Nix în limba olandeză înseamnă ce aici nimic și Nixen s-ar traduce așa într-un mod așa ghiduș a nimic nu-i. Dar am aflat și să vă citesc și aici din cartea ei.
De la Caroline Hamming, coach la CSR Centrum, o organizație care reunește diversi experți în lupta împotriva stresului și a sindromului de burnout din regatul țărilor de jos, spune că Nixon înseamnă a face ceva fără un scop, ca de exemplu a te uita pe fereastră, a pierde vremea sau a asculta muzică. Hamming este expertă în Nixon și a fost citată în diverse articole pe această temă. Dar ce nu este Nixon, pentru că am fost aici chiar surprinsă să descoper că a citit o carte nu înseamnă Nixon, pentru că în mod dubios creierul tău încă lucrează și nu se relaxează când citești o carte. De asemenea, nu înseamnă Nixon când te uiți la TV, Nixon nu înseamnă lene sau, nu știu, să fii delăsător. Nixon nu este mindfulness și mi s-a părut la început, da, am avut o proastă impresie că Nix înseamnă mindfulness, dar nu face și ea o trecere în revista principală trendurilor din astea de bunăstare și face și o distincție în clară între mindfulness și Nixon și de asemenea, iar Nixon iarăși nu înseamnă să stai ore în șir pe rețele de socializare, pentru că asta nu este Nixon. Deci aceste activități nu sunt practic Nixon, vă voi lăsa să descoperiți pe voi în această carte. Cine poate practica Nixon? Păi aproape toată lumea și sunt uneori mici excepții, dar oricum autoarea vine cu soluții pentru noi. Dacă Nixon nu se potrivește momentan cu tine, sugerează cam alte chestiuțe. De ce mai trebuie ținut cont însă este și faptul că avem personalități diferite și provenim din culturi diferite, ceea ce face uneori ca practica Nixon să ne fie îngreunată. Vreau să-i dau și ei un bonus points, major bonus points, pentru că trece în revistă și modelul cultural al lui Hofstede, care îți explică de ce practic o cultură este diferită față de alta. Unde poți practica Nixon? Well, aproape oriunde te ia cheful, cu mici excepții care țin practic de siguranța ta personală, deci poți să practici la serviciu cu anumite, știi, steluțe acolo, acasă, în public, dar de asemenea aveți grijă la siguranța voastră personală. În orice caz, ea mai precizează că să nu uiți de Nixon, ai putea chiar să treci în calendar un timp dedicat pentru Nixon, poți să-ți amenerezi acasă un colț dedicat pentru Nixon, dar oricum mai multe vă las să descoperiți voi. Și un sfat extrem de important pe care ea îl dă, nu uita să fii tolerant cu cei care practică Nixon. Și de la mine, nu uita să fii tolerant cu toți cei care practică ceva, indiferent de ceea ce crezi tu. Mi-a plăcut foarte mult cum a fost structurată cartea, vedeți că mi-am luat pe parcurs tot felul de notițe. Ce mi-a plăcut, că deși conține foarte multe informații, uneori sunt structurate bine, frumos și aerisit. Aici avem 6 capitole, o introducere, epilogul mulțumirea și anexele, în care face iar așa o trecere pe scurt a informațiilor celor mai importante pe care ea le-a relatat. În cele 6 capitole ea încearcă să explice ce înseamnă filozofia Nixon și prin experiențele și poveștile ei personale, cât și povești de ale prietenilor ei și cunoștințelor ei, plus și date și fapte concrete precizate de specialiști din diverse domenii, precum biologie, psihologie, comportament social, cred, comunicare interculturală, etc. În finalul capitolelor, ea chiar ne pune, avem un spațiu așa dedicat, nixenizează și răspunde. Și avem 3 întrebări și avem și un spațiu dedicat unde poți să îți notezi, să răspunzi la întrebările respective. Eu nu am răspuns la întrebările respective, pentru că îți recomandă să răspunzi ca să îți dai seama cum să practici cât mai bine Nixon. Și ați văzut că avem și spațiul ăla dedicat pe care na, putem să-l utilizăm, să notăm direct pe carte. Ce am mai vrut să precizez, că mă uit aici în notițele mele, pe parcurs este ilustrată din când în când de către o ilustratoare pe nume, stați puțin, Eva Gans. Și sunt așa foarte drăguțele și păstrează așa tonul cărții. Tonul cărții este așa linia cromatică, este portocaliu și negru. Portocaliu pentru că hello, Holland, sau cum am învățat și eu și cum precizează și ea, teoretic, politically correct se numește Regatul Țărilor de Jos și nu Holland sau Olanda. Mi-am adus aminte cum am corectat și pe mine în Germania când pronunțam Holland.
Dacă sunteți adepții Nixon și vreți să aflați mai multe și să socializați și cu alți oameni care practică Nixon, ea are, adică Olga Meking, are pe Facebook și un grup dedicat acestor oameni care le place la nebunie să nu facă nimic și se numește The Nixon Years. Cartea a apărut anul acesta la editura publică, într-o traducere de Mihaela, cred că. Mihaela, da, Mihaela Petre, tiza mea. Și ce mi-a mai plăcut, că pe parcursul acestei cărți am mai tot aflat tot felul de titluri pe care eu le aveam puse pe lista mea de citit și am aflat că multe s-au publicat. Deci mulțumesc, traducătoare, pentru notele de subsol minunate și pentru explicații și de fiecare dată când zicea dacă a fost publicată o carte în limba română. Eu i-am dat 4 stele pe Goodreads, mi se pare o lectură interesantă și destul de ușoară, dar în același timp și care îți dă uneori de gândit. Aș recomanda-o și mamelor, pentru că pe parcurs vorbește și de mămicie și de ce sunt olandezele mame fericite și copii olandezi fericiți, probabil și prin nota ei, experiența ei, Olgăi. Vă puteți, poate și prin experiența Olgăi vă puteți raporta. Aș recomanda uneori și celor care aleg să se mute în Olanda să învețe puțin mai mult despre cultura olandeză, că se descriu anumite informații care v-ar fi benefice dacă vă gândiți să vă mutați în Olanda, să știți la ce să vă așteptați din punct de vedere cultural și social. Aș recomanda-o și celor care lucrează într-un sistem din ăsta corporate, ca să... Mi se pare câteodată că ei au într-adevăr foarte multă nevoie de puțin Nixon, de să ia o pauză. Și aș mai recomanda-o și oamenilor creativi, cărora le-ar prinde bine câteodată așa o mică pauză ca să, nu știu, să se sporească, să prindă idei noi. Vă mulțumesc foarte mult pentru vizionare, sper că v-a plăcut acest script, dacă v-a plăcut și dacă ați citit această carte, vă aștept și cu impresiile voastre în căsuța de mai jos destinată comentariilor. Pe data viitoare, pa!